Conform astrologilor, există zodia care își întâlnește jumătatea în 2023. Se întâmplă chiar la început de an și urmează o perioadă a iubirii. Norocul va fi o creatură cu coarne în prima parte a anului 2023. Jupiter, care acordă binecuvântări, se află la înălțime în semnul tău până la jumătatea lunii mai. Jupiter îți oferă o perspectivă de vârf de munte asupra propriei tale vieți și te încurajează să visezi visul nativule din berbec. Toate lucrurile imaginabile sunt posibile pentru tine acum. În sezon de eclipse, în semnul tău, anul trecut, nativule din Taur ți-a cerut să-ți redefinești simțul de sine și relația pe care o ai cu dorința și abundența, precum și capacitatea ta de a le revendica cu încredere pe ambele. Jupiter se mută în semnul tău la sfârșitul sezonului. Jupiter vrea să-ți ofere tot ceea ce ai nevoie și mai mult din ceea ce îți dorești. Trucul pentru a primi este să te convingi că meriți. Gemeni, anul vostru începe cu Marte retrogradând în zodia voastră. Ca o persoană care se mișcă și se agită, preferați să vă trăiți viața la cursul schimbului, dar această retrogradare vă cere să faceți un bilanț al locului, modului și cui investiți energiile voastre prodigioase. Darul tău este capacitatea de a te adapta la vremuri în schimbare și de a schimba formele atunci când situațiile sociale o cer. Pluton se instalează în a opta casa intimității, unde își va ridica în cele din urmă tocurile negre pentru următoarele două decenii. Pluton te invită să te scufunzi adânc în tine și în cele mai apropiate conexiuni ale tale. Relatează playtech.ro.